Să vedem ce zice și Vukcevic, jucătorul de la UTA. Puțin mai devreme. Pentru noi a fost un dezastru. For us it was amazing. Pentru noi a fost uimitor. And with this amazing atmosphere, we play one very good game with discipline. O să întrerupem aici interviul cu Vukcevic pentru că s-a apropiat de microfon și selecționerul Edi Iordănescu. Îl ascultăm acum în dialog cu Dan Filotti. Nu mă gândeam, bună seara Edi, nu mă gândeam că ne vom întâlni după un meci al echipei naționale cu astfel de sentimente. Cum trăiești tu momentul acesta? Da, bună seara. În primul rând, seara ne-a arătat niște realități dure, din păcate. Eu totuși am datoria să încep în felicita echipa oaspete și în același timp pentru a cere scuze în numele echipei și, bineînțeles, și al meu, publicului care a venit alături de noi din nou pentru a doua oară în doar câteva zile. Dacă prima oară am reușit să-i bucurăm și ne-am găsit puterea și energia ca să încercăm să aplicăm fotbalul pe care eu îl doresc și cred că și noi toți, pentru că au fost foarte multe momente bune, acum, din păcate, același lucru nu ne-a mai reușit. A fost clar o diferență importantă de putere, de forță fizică, de dueluri, de intensitate de joc și, din păcate, am simțit asta pe pielea noastră și adversarul a reușit să ia 3 puncte pe merit. Știu că analizezi foarte bine jocurile și ai recunoscut că am plecat foarte, foarte prost în această grupă, meciul din Muntenegru. Din discursul tău părea irepetabil o astfel de prestație, un astfel de rezultat și un astfel de meci. E diferența asta reală? I-am tot întrebat pe cei din Muntenegru, dar te treci și pe tine. Asta e diferența dintre noi și fotbalul muntenegran, un fotbal muntenegran care vine fără principalii jucători, fără Jovetić și fără Da, este... Savic. Este, în primul rând, un calendar care am știut de la început. A fost, este un calendar care am știut de la început că nu ne avantajează. Pentru că noi suntem o echipă în construcție, pentru că e foarte greu de la un joc la altul să schimb 5, 6, 7 jucători, pentru că targeturile noastre importante erau să încercăm să construim, să conturăm un nucleu de jucători cu un prim 11, cu una, două, maxim 3 schimbări de la un joc la altul. Am știut că făcând foarte multe schimbări și încercând să compensăm diferența profilului dintre echipe, pentru că suntem singura echipă care avem un profil mai mult de combinație, de tehnicitate, spre deosebire de toate cele trei adversare noastre care au profil de putere. Scuză-mă că te întreb, avem sau ne gândim noi că avem? Eu am încredere totuși în această echipă și în acest jucător că pot da mult mai mult. E un moment greu și un moment greu de digerat. Dar în același timp, dacă, nu știu, tragem concluzii la cald și anulăm orice speranță de viitor, nu vom putea avea perspective. E un moment greu, e un moment greu de digerat. Realitatea ne arată niște lucruri pe care nu vroiam să le vedem, dar asta este situația. Trebuie să analizăm și să vedem ce e de făcut pentru viitorul României. Dar cât din realitatea asta o poți vorbi la un microfon după un meci? Adică ce e în vestiar, ce ai găsit după aceste 6 meciuri, e mult mai grav decât se vede în urma unor astfel de rezultate? În primul rând, la început acțiunea am găsit mulți jucători destul de căzuți din punct de vedere mental, cu multe probleme la echipele de club, unii dintre ei cu puține jocuri. Am încercat să lucrăm cât mai mult, să le ridicăm moralul, să încercăm să creăm unitate, să creăm spirit. Mai mult decât atât, chiar dacă n-am vrut să vorbesc până acum, trebuie să luăm și asta în calcul, pentru că este realitatea. N-am vrut să fie interpretate greșit mesajele mele, dar au fost și niște jucători care au fost în campania trecută și care ne-au lipsit. Și mă gândesc la Ianis Hagi, care era în creștere, mă gândesc la Denis Man, mă gândesc la Nicușor Stanciu, care face foarte multe lucruri bune acolo unde e. Jucători de creativitate, jucători care, normal, în condiții normale, puteau aduce plus valoare echipei. Seara e tristă și la fel suntem toți, dar, cum am spus, trebuie să acceptăm realitatea, trebuie o analiză obiectivă, trebuie să acceptăm cu tărie momentul. Nu știu ce să dai nume, dar vor fi jucători pe care nu îi vom mai vedea în mandatul tău la echipa națională? Vedem. În primul rând, eu am datoria ca să trag o linie, să analizez munca mea și a staff-ului în această perioadă. Zile următoare, la rece,
tragem mai multe concluzii și vedem ce e de făcut. Tot timpul, cum am spus, va prima interesul echipei naționale. Au fost multe nopți albe, sincer. Mai mult decât atât, spun la fel cu tărie că faptul că s-au strâns foarte multe frustrări, supărări, campanii ratate din trecut, s-a creat în jurul echipei naționale un mediu de adversitate care apasă foarte mult și spun asta din interior, poate băieții nu pot spune cu voce tare, eu o spun și nu e ușor pentru noi toți și n-a fost ușor ca să muncim sub o astfel de stare de spirit. Cu toate astea, toată lumea are datoria să fie bărbat, să-și facă analiza, să accepte situația și să gândească cu cât se poate de mult pozitivism, dacă putem să vorbim de pozitivism în acest moment pentru viitor. Nu e ușor pentru voi, dar nici pentru noi. Acum mă substitui microbistului român. Nu e ușor să trăiești o astfel de perioadă din care pare că nu mai putem ieși. Vom ieși la un moment dat? Da, pare. Important e că ce concluzii tragem și ce decizii luăm cu toți. S-au întâmplat lucruri neplăcute. Deja sunt ani de zile de când echipa n-a mai arătat în mod constant, așa cum suporterii așteptau. Au fost niște meciuri izolate, niște momente izolate, cu anumite rezultate din care ne-am hrănit și ne-am entuziasmat, după care din nou ne-am întors la realitate. Eu dacă am venit pentru că am crezut și cred în continuare că această generație are perspectivă. Cred că individual și jucătorii au calitate, dar din păcate trebuie schimbate foarte multe lucruri. Apropo de ce zici, au plătit jucători, plătesc și au plătit selecționeri. Astăzi a scandat demisia, dar nu știu dacă te-ai simțit vizat sau te întreb, te-ai simțit vizat pentru că în primul rând se referau la conducătorii. Eu tot timpul mi-am asumat responsabilitatea cu bărbăție, până la urmă e datoria oricărui antrenor ca să își asume lucruri și eu așa am făcut tot timpul. Da, e adevărat că mi-aș fi dorit să am mai mult timp, mai multă liniște ca să putem să construim, pentru că n-am venit într-un moment în care lucrurile mergeau extraordinar de bine și am apreciat eforturile pe care colegii mei înaintea mea l-au făcut și mă gândesc la Cosmin și la Mirel, pentru că știu că au făcut lucruri bune și au încercat să lucreze foarte mult acolo unde și noi am încercat să lucrăm. Din păcate, lucrurile nu au fost și nu sunt funcționale în momentul de față. Răzvan Burleanu a fost în vestiar, ne poți spune ce a transmis jucătorilor? Pentru că l-am văzut destul de îngândurat trecut. Da, a fost în vestiar, așa cum a făcut după fiecare joc, a fost alături de ei. Personal le-am mulțumit pentru toată susținerea și toate condițiile din jurul echipei. Condițiile în jurul echipei sunt deosebite. Federația a făcut și face eforturi ca să asigure toate condițiile, nu acolo sunt problemele. Nu vreau să comentez ce s-a strigat din tribună, lumea are dreptul să spună ce dorește. Ultima întrebare, reacția te-a descumpănit, reacția pe care a avut-o patronul Craiovei la adresa nefolosirii lui Ivan și toată rumoarea creată? Și aici s-a speculat foarte mult. Ivan a ieșit din circuitul echipei din antrenament, a ieșit din procesul de antrenament cu o problemă musculară, nu s-a mai antrenat. În momentul ăla, clar că nu mai puteam miza pe el, am mizat pe jucătorii care erau 100% apți. Din punctul meu de vedere, lucrurile au stat exact așa. Pentru mine, discuția respectivă, că a avut cu staff-ul o discuție, că nici nu s-a pus problema. Da, îți mulțumesc și în septembrie sper să ne revedem zâmbind. Doamne ajută! Doamne ajută! Vlad, bună seara! E cea mai urâtă seară de când joci pentru echipa națională? Da, e o seară rușinoasă, da. Cred că, nu știu dacă e cea mai dură, nu știu, seara din cariera mea la națională, dar e rușinos să pierzi acasă cu 3-0 cu Muntenegru, e dur. Ne cerem scuze față de fani, de suporteri. Nu am reușit să facem un joc bun și să ne ridicăm la așteptările tuturor. E cu atât mai dur cu cât vine după un meci cu Finlanda, jucat tot aici, în care reîncepuse să sperăm, ne gândeam că ok, au fost primele două meciuri, cel din Muntenegru, în care cu toții ați recunoscut, noi toți am văzut că a fost o reprezentație absolut rușinoasă. Urma meciul cu Bosnia, am arătat ceva, am bătut Finlanda și ne-am întors, nu de unde am plecat, meciul Muntenegru parcă mai rău.
Da, e dreptate. Nu știu. Eram, cred, într-un un moment bun după meciul cu Finlanda. Aveam un moral bun. Și cred că am început meciul binișor, dar nu știu. Stau foarte, foarte închiși și nu am reușit să avem spații, nu am reușit să creăm mai multe faze de poartă și am intrat în jocul lor. E ce cred despre meciul ăsta, nu știu. E frustrant să pierzi 3-0, nu știu. Dezamăgitor, nu știu ce pot să mai spun. Ca lider al echipei naționale, unde crezi că e problema mai mare? Pe teren sau în vestiar? Nu știu, se vorbește de o dorință de unitate, de a arăta atitudine, de a arăta că da, nu știu, cred că în meciul cu Finlanda am arătat bine, am arătat multă determinare, multă agresivitate, am reușit să creăm faze de poartă, am reușit să câștigăm, dar nu știu, meciul ăsta e o echipă care ne displace să jucăm împotriva lor. Cred că am reușit să fim mai slab decât în primul joc. După primul joc ai avut parte de contestări din partea multora, inclusiv media, inclusiv specialiști. Te-ai gândit vreodată să te retragi de la echipa națională, cum au apărut zvonuri? Aveau dreptate în legătură cu meciul tur. E clar că am făcut niște greșeli care au costat echipa națională și puteau să spun tot ce s-a spus despre mine. E clar că accept orice critică pentru acel meci, dar când văd că sunt, nu știu, îmi este înjurată familia și copiii, asta nu pot să accept. Pot să accept orice critică și e clar că asta m-a împins să am și niște gânduri de tipul ăsta. Da, ți l-ai înlăturat, a venit din păcate seara asta care... Da, a fost un moment greu, am reușit să trec peste. Sunt un tip care nu fuge de responsabilități și nu vrea să plece la greu. Nu știu dacă plecarea mea de la echipa națională ar ajuta sau nu. Trebuie să, nu știu, să am aceste zile de vacanță, să-mi mă liniștesc, să-mi adun gândurile și vedem ce urmează. Aveți capacitatea să vă reinventați până în septembrie, când urmează cealaltă fereastră cu meciuri pentru echipa națională? Da, eu sper ca băieții să meargă în vacanță, să meargă la echipele de club, să joace, să vină mult mai determinați, mult mai încrezători, cu mai mult curaj, cu mai multă determinare și să creăm fotbal și rezultate. Nu știu, au fost cele mai folosite cuvinte astăzi de reprezentanții României în fața microfonului. Adevărul este că nici noi nu prea știm care sunt resorturile acestei decăderi incredibile a echipei României. Mă rog, ne mai dăm cu părerea, mai bănuim unele sau altele, însă cred că dimensiunea dezastrului este mai mare decât ne putem imagina. Deocamdată atât la DigiSport Special. Mai avem timp să mai vorbim și mâine despre cele oferite de echipa națională României. Nu s-a vorbit în niciun moment despre vreo plecare a lui Edi Iordănescu de la conducerea echipei naționale. Rămâne în suspans așa declarația lui Edi Iordănescu. Vom analiza, vom trage linie și vom lua cea mai bună decizie pentru echipa națională, pentru fotbalul românesc. Bănuiala mea e că o să plece și certitudinea mea este că plecarea lui nu o să rezolve nimic. Am aceeași părere. De fapt am aceeași certitudine. Nu știu dacă am aceeași bănuială. Mă mai gândesc că spuneți că indiferent ce antrenor ar fi la echipa națională, rezultatele ar fi aceleași. În principiu da. Ne-am lămurit. Pentru că am schimbat deja niște antrenori. S-au schimbat deja și niște jucători. S-au copt băieții de la tineret. Aia mari de la sub 21 din 2019.
Și uite ce bine au jucat. Din păcate